În luna septembrie, rata șomajului a fost la nivelul județului Sălaj de 4,41% potrivit datelor de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Majoritatea șomerilor sălăjeni provin din mediul rural și au un nivel scăzut de educație. O categorie aparte o reprezintă sălăjenii care nu se înghesuie prea tare să se angajeze. La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele oficiale figurau 4.565 de șomeri în Sălaj, din care 1.837 erau femei. Din totalul șomerilor înregistrați, 774 erau beneficiari de indemnizație de șomaj, iar 3.771 erau șomeri neindemnizați, adică nu primeau acel ajutor de șomaj. Pe grupe de vârstă, cei mai mulți șomeri sălăjeni au între 40 și 49 de ani, iar cei mai puțini au între 25 și 29 de ani. Cei mai mulți șomeri sunt fără prea multe studii și provin din mediul rural. 3.708 șomeri avem din mediul rural și doar 837 sunt din mediul urban. Șomerii cu studii primare sau fără studii au ponderea cea mai mare în totalul șomerilor înregistrați, aceștia reprezentând aproape jumătate din numărul lor total. Cei cu studii superioare reprezintă doar 3,1%. Pe de altă parte, unii sălăjeni nu sunt foarte încântați de ideea unui loc de muncă, lucru care s-a observat și săptămâna trecută la bursa locurilor de muncă dedicată absolvenților. Locuri de muncă avem, peste 350, cred că 400 avem. Practic, în ziua de azi nu se poate spune și la un salariu, zic, rezonabil, mai ales de la 1 ianuarie, că e 2050 de lei, că nu, cineva nu găsește un loc de muncă. Numai cine nu dorește. Nu-mi dau seama. Cred că nu doresc să muncească. Altă explicație nu este, pentru că foarte important este că atunci când muncești, nivel de salariu ai asigurări sociale, adică dacă te îmbolnăvești, poți să mergi la spital, adică ai niște facilități, nu sunt mai importante. Și de obicei, într-o economie de piață, găsești un loc de muncă, poate mai slab plătit, dar dacă e bun, îi crește salariul, dacă nu-l găsești și alt job, dar nu stai și să nu lucrezi nimic. Asta mi se pare o greșeală, probabil și a părinților, a educație, nu știu câți factori sunt, dar acum nimeni nu se mai poate plânge că nu sunt locuri de muncă. Noi am făcut toate eforturile, angajatorii vin, avem forme de finanțare pe ucenicie, nu contează că sunt necalificați, nici nu mai contează. Îi luăm, avem proiecte tot așa europene pe ucenicie, tot 2250 pe un an până la 3 ani în funcție de calificarea care doresc să o facă la angajatori. Primesc sigur angajatorii. Deci nu e nicio problemă. Știam o firmă, spunea, domnule, dau 2250 peste salariul minim, numai să găsesc oameni să-i angajez. Dar asta chiar nu putem noi obliga. Adică luăm măsurile, noi repartizăm. Dacă nu respectă repartiția, le tăiem șomajul. Măsurile specifice, dar până la urmă voința oamenilor este cel mai importantă.